Simion Chirilă Rusten este unul dintre suspecții furtului de jumătate de milion de euro de pe A1 din 2011. Este acum arestat și se află la penitenciarul Colibaș, de unde a fost dus ieri la tribunalul din Argeș pentru un nou termen al procesului în care este acuzat de jafarmat și tâlhărie. Ca să le libereze, avocații lui au spus că este bolnav, trăiește doar cu un rinic și are nevoie să lucreze ca să-și întrețină cei doi copii. Am avut un deal cu anchetatorii și nu s-au ținut de cuvânt. Eu am contribuit la prinderea criminalilor bărbatului împușcat cu 7 gloanțe în prundu. Mi-am riscat viața. Sunt oameni care mi-au trivit vorbă că mă omoară chiar și peste 15 ani. Mi-am pus toată pușcăria în cap. Vă rog să aveți milă, fac apel la credința în Dumnezeu. A pus pe interlopul Dan Chioru, îmi va lua viața, așa mi-a spus. Rusten cere eliberarea și judecata în libertate, dar și o achitare pentru că a contribuit la prinderea criminalilor din alt caz. Pentru asta spune el că e permanent amenințat și se teme pentru viața lui.